Am revenit la știri, a fost iarnă în toată regula în județul Gorj, cele mai mici temperaturi din țară, respectiv minus 17 grade Celsius, s-au înregistrat în județul nostru. În stațiunea montană Rânca, viscolul puternic le-a dat de furcă drumarilor. Secția Drumuri Naționale a intervenit duminică seara în stațiunea Rânca, unde vântul puternic a viscolit zăpada. ANM a emis o nouă avertizare de cod galben de viscol și ninsori în zonele montane. Ieri am avut un episod de viscol în zona montană Rânca, în special în jumătatea de la ieșirea din stațiune, deci n-a fost afectat drumul de acces în stațiune. Am fost nevoiți să intervenim cu autofreza pentru că se formau suluri de zăpadă foarte mari. Aveam turiști cazați, știam că sunt niște turiști în zona de ieșire din Rânca către Transalpina, la cele ultime cabane din zona Rânca, și ieri toată ziua am acționat cu autofreza. Din fericire, viscolul s-a oprit către seară și totul a decurs normal. Pe drumul de acces către stațiune s-a circulat normal, au fost foarte puține zonele unde vântul spulbera zăpada în partea carosabilă, am acționat cu autolamele și nu am avut niciun fel de problemă. Chiar acum am primit o avertizare de cod galben în zonele montane pentru două zile, 14 seara, 15 toată ziua și 16 până în jurul lor 20 de viscol și zăpadă în zonele montane. Turiștii pot urca în stațiune dacă sunt echipați corespunzător cu lanțuri pentru roți. Drumurile nu au fost închise. Facem apel către participanții la trafic să evite zonele cu informări meteo gen cod galben sau cod portocaliu, să evite cât de mult pot aceste zone, iar în cazul în care întâmpină probleme pe partea carosabilă, să anunțe în cel mai scurt timp administratorul drumului, ori prin telefon direct, ori prin apel de urgență 112, să nu-și continue deplasarea dacă nu o pot face în siguranță, să aștepte intervenția utilajelor de la drumuri. În acest an s-au înregistrat temperaturi istorice în Gorj, mai precis în comuna Padeș, unde temperatura minimă a fost de minus 16,9 grade Celsius.